Dacă sunteți angajat sau angajator, urmăriți emisiunea potrivită, pentru că l-am alături de mine pe avocatul Radu Militea, care ne va spune ce noi măsuri de sprijin a creat statul pentru a veni în ajutorul acestor două categorii. Bună ziua, Radu, bine ai revenit! Bine, v-am regăsit! Pandemia activează și anumite instrumente de stimulare și protejare, de fapt, a economiei românești și avem noutăți aici. Da, recent, mai precis în seara zilei de 10 august, a apărut ordonanța de urgență 132 pe 2020, care aduce 5 noi instrumente de sprijin, de ajutor din partea statului pentru angajați și pentru angajatori, în completarea mai vechilor instrumente, cum era deja cunoscutul șomaj tehnic, în care statul dădea 75% din acea indemnizație care trebuie să-ți oprească angajatorul și așa mai departe. Și, în concret, s-a introdus un nou instrument, dreptul angajatorului de a reduce cu până la 50% norma de muncă, adică, de exemplu, poate unilateral să decidă ca angajații, unii angajați să nu mai fie normă întreagă de 8 ore, ci să aibă normă redusă de până la 4 ore, dar statul va plăti 75% din cât ar fi primit salar pentru acele ore care s-au redus. Și atunci ajunge la situația în care angajatorul plătește 4 ore, omul vine 4 ore la servici, dar ajunge să primească banii cât pentru 7 ore de muncă. Uh-huh. Deci cumva pentru cei care pot funcționa, însă nu pot funcționa la capacitatea dinainte din cauza restricțiilor care încă se mențin sau din cauza efectelor indirecte ale crizei economice. Se aplică tuturor angajatorilor? Da, bun, sunt câteva condiții. Trebuie să afecteze cel puțin 10% din salariați. Nu poți din 30 de salariați numai la 2 să le reduci unilateral norma de muncă. La fel, dacă le reduci norma de muncă, nu poți să le ceri ore suplimentare ca faptic să ajungă să lucreze tot mai mult, deși și mai sunt cătuiții, trebuie să fie fost într-adevăr afectat de criză respectivul angajator, ceea ce poate se poate și aia dovedi acel certificat de urgență, sau cum se numește? Nu, în cazul ăsta doar o declarație pe proprie răspundere în care să rezulte că ți s-a redus cifra de afaceri sau veniturile față de situația similară din anul trecut. Uh-huh. Și da, trebuie să fie pe cel puțin 5 zile consecutive reducerea, nu doar așa că mâine și poimine lucrați mai puțin și la fel trebuie să faci pe o lună întreagă programul ăla de reducere, adică să fie totuși o previzibilitate și pentru salariat. Nu să-i spui că săptămâna viitoare vin numai 4 ore la muncă și poate își face atunci planul, se apuce de ceva renovat pe acasă, de copii și după aceea să-i spui, no, gata, acum de următoarea săptămână iar vii 8 ore pe zi. Uh-huh. Deci trebuie să fie câte o lună întreagă. Okay. Asta e în primul instrument. Detalii, trebuie să apară o hotărâre de guvern care să vină cu instrumentul, cu clarificările. Dar de ce perioadă se aplică această prevedere? Asta se aplică în principiu până la finalul anului. Urmează însă detaliile astea să vină prin hotărârea de guvern. Am înțeles. Așa, la fel, un nou instrument pentru profesioniștii în sensul de din codul civil, adică PFA-uri, titularii de întreprindere individuală, întreprindere familială, liber profesioniști. Cei care au putut să primească în perioada starii de urgență și ulterior acele subvenții care au prevăzute de ordonanța de urgență 30 pe 2020 și acum cumva se repune pe rol și vor putea primi, dacă dovedesc că le-au scăzut veniturile față de situație comparabilă din cauza crizei, de data asta nu 75%, ci 41,5% din cuantum acelui salariu mediu brut pe economie, care pe anul ăsta era stabil la 5.429 de lei. Cei care, și spune condiția în anul acesta, cei care au primit respectiva indemnizație și pe legislația mai veche, când era cu 75%. Și au de declarații de proprie răspundere sau tot în același sistem, dar la fel trebuie să apară o hotărâre de guvern care să dea aceste detalii. Okay. Deci probabil că începând cu septembrie vor putea beneficia de sprijinul respectiv. No, și la fel și cei care au contract în baza legii cooperației, tot așa și ei pot să beneficieze, că acum era o perioadă în care cumva rămăseseră un pic în aer, era neclar. Bine, cu noi ce se întâmplă, pentru că nu s-a revenit la normalitate.
De asemenea, pentru prima oară văd și ceva pentru zilieri, pentru că multe firme care lucrau cu zilieri în diverse domenii și cumva și aceia, dacă și-au redus activitatea sau și-au suspendat activitatea firma și zilierii cumva rămăseseră pe din afară. Uh-huh. De data asta se prevede că timp de 3 luni, până la, dar numai târziu de 31 decembrie, o să poată primi o indemnizație de 35% din cât ar fi fost plătiți de angajatorii lor dacă ar fi continuat munca de zilier. No, nu e o sumă mare, dar este totuși ceva pentru zilier care instrumentele trecute cam îi lăsaseră pe din afară. Uh-huh. No. A patra noutate ar fi o subvenție pentru cei care angajează pe perioadă determinată oameni. În această perioadă când mulți concediază oameni, statul va subvenționa 41,5% din salariu prevăzut pentru cei care vor fi angajați în următoarele luni, pe o perioadă de 3 luni. Și tot așa se va deconta din fonduri publice, urmând să apară o hotărâre de guvern care să prevadă exact mecanismul din fondul de șomaj. Deci cumva o încurajare pentru cei care vor face angajări în această perioadă să mai compenseze, pentru că alții își pierd locurile de muncă. Și o ultimă noutate este o subvenție de 2500 de lei de fiecare angajat care a fost trimis să facă telemuncă pentru angajatorii care în perioada stării de urgență au trimis, nu și-au suspendat activitatea, ci au mutat salariații să facă telemuncă, dar nu se primesc bani pur și simplu, ci vorba de decontarea cheltuielor pe care le-au făcut cu achiziții de echipamente sau de tehnologii, ceva de genul, dacă au cumpărat salariaților laptopuri, dacă le-au plătit conexiuni la internet și așa mai departe, statul va deconta pentru fiecare salariat 2500 de lei pentru cheltuielile care le-a făcut angajatorul ca să facă posibilă telemunca. Este ceva. Care este percepția la nivel de Cluj? Cum se resimte economia în această perioadă de pandemie? Cum? Dincolo de efectele astea imediate, pentru că multe ori le-au fost suspendate prin măsurile legale, nu în Horeca, în restaurante și mai departe, activitatea inițial complet suspendată, acum numai la nivel de livrat acasă sau la gemuleț sau terase sau în alte domenii, nu? Când erau magazine mari, supermarketurile au fost închise, cu excepția celor alimentare. Dar efectele mai mari și indirecte abia încep să se vadă și probabil că în următoarele luni vom vedea închideri de firme, reduceri de activitate, concedieri, pentru că încă lumea ezită. Nu e clar cât de repede, cât de grav vine criza economică. Și acum toată lumea a mai avut rezerve, a mai beneficiat de subvenții, de sprijin de stat, însă e clar că nu poate continua așa pe termen lung. Și atunci va veni probabil o reașezare, o clarificare în următoarele luni și de-abia atunci o să putem să ne dăm seama de fapt cât de tare ne afectează, ce sectoare vor fi cele mai afectate, cine reușește să se reinventeze și cine nu va reuși să continue și va trebui să caute o altă cale. În afară de Horeca și ce alte domenii mai sunt afectate? Organizatorii de evenimente, de exemplu, ei sunt în continuare, practic aproape integral blocați. Unii încearcă să-și mute online evenimentele, însă nu orice lucru se pretează la online. O conferință științifică o poți face și online dacă îți pui la punct o platformă foarte puternică care să reziste și să asigure o interacțiune între sute de oameni. În schimb, o nuntă online e ceva mai greu de organizat. Au apărut și aceste informații. La fel, turism, agențiile de turism, adică ele n-au avut niciodată activitatea interzisă, însă dacă tu nu poți ieși din țară sau ți-e spune dacă te duci în Muntenegru, la întoarcere trebuie să stai 2 săptămâni în carantină, oamenii nu mai merg. Exact, și mai rămân agenții rămân fără obiectul muncii până la urmă. Da, sau extrem de redus și așa mai departe, plus că mulți ezită, se gândesc că frica de o viitoare criză economică gravă îi face să amâne multe decizii de a cumpăra un autoturism, de a lua un credit, de a cumpăra o locuință și așa mai departe. Și aici vin efectele indirecte, expectativa pe care oamenii zice, mai câți bănuți am, poate vin zile mai negre, nu mă repet acum să fac cheltuieli. Și atunci au scăzut foarte mult vânzările în domenii care nu sunt direct, nu există nicio interdicție, nicio limitare, dar na, având experiența crizei trecute în care s-au dat asigurări liniștitoare, la noi nu o să vină criza, o să fie minoră, așa, și după aia a lovit destul de dur. Și am văzut și acest anunț că economia României a suferit o contracție de 12,3% în trimestrul 2, cea mai mare din ultimii 24 ani, dar dacă ne repătăm la ce era acum 24 de ani, chiar eram
într-o situație critică din punct de vedere economic. Deci suntem foarte jos și încă nu avem imaginea de ansamblu, probabil, a ceea ce urmează. Spun, probabil că în următoarele luni o să înceapă să se contureze, de fapt, cât de tare ne va lovi o criză economică, mai grav sau mai puțin grav decât pronosticurile de azi, care oscilează destul de mult. De-aia spun că e prematur să tragem concluziile cu ce va fi la iarnă și la primăvară, dar probabil că în această toamnă o să lucrurile o să înceapă să se așeze în noul context, pentru că na, viața va merge mai departe, dar nu cum a fost înainte. Da, optimism la nivel guvernamental cel puțin există. Am vrea să ne lipsim și noi. Electoral trebuie să luăm cu multe exact. Rezerve da. Și optimismele guvernanților și pesimismele opoziției, pentru că, na, din păcate, experiența a arătat în toate țările că în perioadele electorale obiectivitatea e mai redusă în discursul politic. Radu Miditea, mulțumesc tare mult pentru informații. Mulțumim că ne-ați urmărit. Zi bună, la revedere!